Ne-am întors în a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Ne continuăm discuția cu domnul Ionel Arion. Domnia sa este președintele Federației Naționale ProAgro. Am discutat despre PNS. A ieșit așa cum a ieșit, să vedem ce va însemna aplicarea lui după ce se va întoarce de la Bruxelles și după ce vom avea și ghidurile de punere în practic, pentru că e foarte important. Vorbeam înainte de a lua pauza de publicitate cu domnul Arion despre pașii care ar fi necesari în așa fel încât România să-și securizeze producția alimentară, dar în așa fel încât fermierii să rămână în continuare o categorie importantă și respectată. Și o spun fără niciun fel de laudă a societății noastre. Să nu uităm că România e o țară unde o bună parte din oameni se ocupă cu agricultura, unii trăiesc din asta, au făcut afaceri de succes și ar fi și un păcat și un dezastru ca acest lucru să nu continue. Dar spunea domnul Arion un lucru și mi-a atras atenția pentru că îl spun tot mai mulți, agricultura uneori nu pare făcută de agricultori, de fermieri, ci de către politicieni. Și aici mă refer la cadrul în care joacă agricultura, pentru că am să dau un exemplu și mi-asum ceea ce spun în baza unor definiții ambigue, de exemplu în ceea ce privește o substanță cancerigenă sau potențial cancerigenă, da, se interzice, sunt tot felul de acțiuni de interzicere, de exemplu a glifosatului, da? O substanță fără de care, de exemplu, nu se poate, Bayer a declarat chiar că e o situație delicată în această perioadă, nu prea mai au cu ce să-l fabrice și nu pot onora nici ei comenzile. Da, domnule Ionel Arion, de aici pornim în discuție, de la noile condiții europene. Spuneam eu în prima parte că, da, un milion de cetățeni care poate n-au nicio tangență cu agricultura, ci mai mult iubesc căței și hârciogii, da, pot decide soarta fermierului și ce mâncăm sau ce nu mâncăm. Acum ați văzut și dumneavoastră că s-a aprobat și greierele de casă după vierbele de făină și ce mai fi fost. Chiar la dumneavoastră acolo, la fermă, aveți grătare speciale din acelea foarte mici pentru greieri? Că nu poți să-l pui pe un grătar obișnuit, exagerez și eu. Cu siguranță nu se va ajunge pe o scară atât de largă să consumăm insecte încât să ne fie îndestulător și să renunțăm la anumite cereale sau mai știu eu ce, la produse din zootehnie, să le cultivăm sau să le obținem din zootehnie. Am mai spus-o cu eco și cu bio, nu vom reuși să hrănim cele 450 de milioane de locuitori acum ai Uniunii Europene, pentru că după Brexit a scăzut un pic populația Uniunii Europene. Faptul că tot ceea ce înseamnă decizie și eu o spun impunere, pentru că nu știm să contraatacăm de la Bruxelles către București, ne afectează și cei care tragem semnalele de alarmă suntem noi fermierii, pentru că ceilalți nu sunt în cunoștință de cauză. Consumatorul, oricare ar fi el din România, nu înțelege că Bruxelles, interzicându-ne o substanță, noi vom obține o cantitate și mai mică de produse în ferma noastră. Sau punând o regulă de climă și mediul, anumite ferme se vor închide, mă refer la ferme zootehnice, și produsul care apare în galantar, în piață, în hipermarket, vine de undeva de pe un alt continent, care nu respectă aceleași reguli ca și Uniunea Europeană, și are semne de întrebare acel consumator când ridică acel produs din raft. România nu face nici nimic ca să contracareze, în sensul în care, ok, nu sunt bun, nu sunt competitiv, nu pot să intru pe piața europeană cu un produs, nu mai am loc să intru pe piața europeană, că este supra-saturată, haide să facem ceva, să găsim o piață terță. Majoritatea, am studiat în ultima lună de zile ce fac spaniolii, ce fac danezii, ce fac olandezii, atât ei ca și fermieri, dar și guvernele lor, în special pentru a promova în țări terțe produsele din industria agroalimentară. Nu mai târziu de ieri, colegii mei semnalau că Austria a alocat 3% din planul național strategic doar pentru promovare. 3% din planul național strategic este o sumă destul de mare și asta doar pentru promovare, și vor fi foarte mulți bani pe ferme terțe, pe piețe terțe, îmi cer scuze,
Să știți că sunt deja societăți, entități în Austria care și-au pregătit strategia de vânzare căutând să încheie contracte și cu țări învecinate lor. Și aici mă refer la Ungaria sau la Italia, de unde marfă va fi relocată în Austria și exportată ca fiind austriacă, firmelor cu sediu în Austria. Iată o gândire strategică și urmărind ca prosperitatea fermelor să fie crescută, ca forța de muncă să fie păstrată și fidelizată în aceste entități economice. La fel ar trebui să gândim, să copiem ceea ce este bine și corect în spațiul european. Nu cred că România în anul 2021 a alocat vreun leu pentru promovare, fie el din bani european, fie el din bani național. Vă garantez că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Nici în 2022 nu vom avea parte de sume. Știu că o parte din colegii mei merg acum la niște târguri internaționale pe banii lor, pe firmele proprii, își plătesc deplasarea, își plătesc toate materialele de promoție, își plătesc standurile de acolo, deplasarea produselor chiar pe cargo avion, unde costă destul de mult, și încearcă să se promoveze fiecare cum poate. Însă sunt căi diplomatice care nu ne costă atât de mult și au un impact mult mai mare, de care ar trebui să beneficiem. Ori noi, atât pe politică externă generală, dar și pe politică externă de industrie alimentară, suntem mult sub zero, practic nici nu contăm. Da, rău să aud lucrul acesta, mai ales mă gândesc dacă tot ne lăudăm noi țara mereu că producem în condiții aproape naturale, eco-bio, pentru că spuneam, fermierul român e responsabil, și avem și zone unde chiar nu e nevoie de intervenții cu substanțe chimice. Putea și statul să facă un pustiu de bine, uite, e Grüne Woche, da, e săptămâna verde la Berlin și acolo chiar se cumpără, se fac contracte importante, avem fermieri care practică agricultură bio, da, pe suprafețe extinse. Mai că, ce să vezi, accesul la piață e întotdeauna greu, pentru că statul român are alte priorități. În schimb, mi-a atras atenția o inițiativă a Ministerului Agriculturii, știți despre ce e vorba, dar le dăm detalii oamenilor, pentru că ați fost parte la discuții, o societate de asigurare pe care s-o pune la punct chiar Ministerul Agriculturii. Ar fi acel pas complementar. Nu știu, mă rog, poate dumneavoastră știți altfel. Eu îi fi înțeles greșit, dar îmi recunosc vina. Există acum un instrument de asigurare, există și firme destul de reticente, există o paletă de asigurări destul de restrânsă, da? Pentru că nu prea vor să te asigure întotdeauna, mai ales la secetă. Ce știți de acest proiect? Se poate face, sigur, se poate face. Dacă spui în cap, poți să faci cultură de porumb pe lună. Dar ce știți de această inițiativă care, la prima vedere, nu-i așa, vine în sprijinul fermierului român? Trecând prin ceea ce am trecut cu aproximativ 2 ani în urmă, cu siguranță, pe lângă ceea ce am făcut la vremea respectivă, am gândit că este necesar în România să avem și un mecanism de gestionare a riscurilor. Și cam de un an și jumătate, alături de colegii din Alianța pentru Agricultură și Cooperare, am creat un grup de lucru și am studiat anumite aspecte care există în țări din Uniunea Europeană, dar nu numai. Am studiat ceea ce există în Turcia, în Israel, pe acest domeniu. Au venit și alți colegi din mediul asociativ cu diferite propuneri și diferite mecanisme de a încerca să acoperim aceste riscuri catastrofice din agricultură. Am ajuns la un moment dat să interacționăm și cu Ministerul Agriculturii, dar și cu Parlamentul. Am ajuns să punem diferite drafturi pe masă pe care am discutat și am încercat să creionăm un astfel de mecanism. România are nevoie de așa ceva, fermierii au nevoie de un astfel de mecanism, atât în vegetal cât și în zootehnie. Desigur, trebuie să adaptate aceste măsuri pentru fiecare domeniu și sector în parte. Nu știm ce formă va lua, pentru că ultima decizie este la legiuitor.
așteptăm ca Ministerul Agriculturii să vină și să fie mai aplicat pe acest subiect. Ne dorim cu siguranță să fie un sistem integrat în care să participe atât statul ca reglementator, dar și firmele de asigurări, ca să poată să acopere și să subscrie aceste polițe de asigurare, și fermierii, în cea mai mare parte de la acest buget, va trebui să vină din partea fermierilor. Suntem de acord să plătim, suntem de acord să ne asigurăm, însă la ceea ce trăim azi și ceea ce se întâmplă azi în piața asigurărilor agricole nu este chiar atât de îmbucurător, pentru că din ce în ce mai multe companii încearcă și reușesc să se retragă din acest domeniu, pur și simplu nu vin și nu mai oferă polițe de asigurare fermierilor, sau dacă le oferă, le oferă pe un areal destul de mic. Legislația trebuie foarte bine gândită, creionată și modificată, practic trebuie scrisă de la zero în ceea ce înseamnă asigurări în România. Trebuie să se implice aici și ASF-ul, pentru că el este reglementator în privința firmelor de asigurare și a pieței de asigurare și reasigurare în România. Avem nevoie de mai mult curaj din partea decidentului public, pentru că vrem nu vrem, clima ne arată că se modifică, se schimbă, din păcate nu în bine. De la an la an experimentăm din ce în ce mai multe, haide să-i spunem, fenomene meteo mai puțin prielnice cu agricultura. Avem exemple din Europa care funcționează, sunt altele care nu pot fi adaptate la specificul României, dar puțin câte puțin din fiecare, cu toți actorii la masă, am putea să realizăm lucrul ăsta. Lunile trecute, cred că undeva în luna decembrie, colegii mei au participat la un forum la Roma, unde s-a discutat exact acest subiect pe mecanisme de gestionare a riscurilor. Au venit de acolo cu un bagaj de informații, le-am pus într-un document de poziție, am trimis către Ministerul Agriculturii. Sper ca după această discuție pe PNS, care a fost destul de stresantă și ne-a ocupat practic zile în șir una după alta pe toate subiectele care au fost pe PNS, să ajungem să discutăm și acest mecanism, acest draft de mecanism de gestionare a riscurilor, și să-l implementăm, pentru că trebuie să-l gândim, să-l creionăm și să modificăm legislația anul acesta ca să-l avem măcar pentru 2023 funcțional. Bun, acum domnule Ionel Arion, înțeleg așa, cât mă duce și pe mine mintea, fermierii se preocupă pentru că îi privește direct. Fermierii strâng informații, aduc exemple de bune practici, văd ce nu merge în altă parte, creionează că nevoia există, creionează și un proiect și, iertați-mă, dar pare că îi puneți în brațe legislativului și executivului, le puneți în brațe un lucru care e absolut necesar și ar trebui doar să miște și să-l facă. Fermierii rămân. Dacă se pune la punct un astfel de mecanism în România, doar simple părți într-un contract, nu vă gândiți eventual la nivel național să intrați și dumneavoastră în acționariat, nu? Să rămână doar într-o parte, la stat, sau cum ar funcționa el? După părerea noastră, bine, acum sunt multe soluții în discuție, uh-huh. Dar părerea noastră ar fi să existe un board comun. Statul prin Ministerul de Finanțe, ASF sau orice alt organism al statului, fermierii și firmele de asigurare, fără să-i cuprindem pe toți acești actori într-un board comun, nu reușim să pornim acest mecanism. Desigur, este binevenit oricine cu orice fel de propunere, pentru că e posibil ca noi să nu fi acoperit toate aceste scheme de sprijin sau orice și alt model de bune practici în țările Uniunii Europene, Statele Unite, Israel sau Turcia, oriunde există astfel de mecanisme. Modelul spaniol la un moment dat ni s-a părut cel mai ușor de aplicat în România, acolo unde există acești actori toți puși la un loc, statul, fermierul și firmele de companiile de asigurări. Putem adapta, dar trebuie neapărat să stăm la o masă a discuției și să creionăm, să gestionăm acest plan de gestionare a riscurilor, pentru că fără el nu vom putea face mare, nu vom putea face față în mare ceea ce
primim din partea naturii, pentru că vom trăi cu siguranță în perioada următoare ce am trăit în 2020. Nu ne dorim, dar clima ne arată că asta este schimbarea. Da, chiar nu e de dorit. Mă uitam pe o informație din presa spaniolă, că tot a spomenit de Spania, domnule președinte Ionel Arion. Fermieri au cerut statului intervenția pentru că e secetă în peninsula iberică. Știm cu toții povestea aceea cu satul care apare periodic la secetă din apele unui baraj, dacă scade apa. Statul spaniol a cerut 2 săptămâni de gândire, numai că ultimele informații spun așa, că statul spaniol va cere activarea mecanismului european de intervenție în astfel de cazuri. Da, bănuiesc că e vorba de secetă. Deci, iertați-mi expresia colocvială, e groasă rău. Nu văd de ce în România ar fi mai bine din punct de vedere climatic. Poate statul român să ia vreo măsură acum, înainte de catastrofă, să facă ceva în așa fel încât fermierul să fie la adăpost când vine dezastrul, pentru că ne amintim cu toții de despăgubirile acelea promise, da? Pentru calamități, acum vreo 2 ani. Și câți bani am dat-o fermierilor, atât a dat și statul. Da, statul ar fi putut să facă atunci când noi am venit cu propunerea ca în PNRR să fie cuprinsă o anumită sumă pentru investiții în irigații. Ba mai mult, am trăit și surpriza neplăcută că a fost respinsă propunerea statului. Imediat noi ne-am mobilizat, am găsit experți care au lucrat, vă spun sincer, au lucrat gratuit pentru agricultorul român, pentru fermierii români, au lucrat gratuit pentru organizațiile noastre și au prezentat imediat un material, un draft scalabil. Așa cum a avut Spania sau Portugalia, Italia sau Franța în PNRR-urile țărilor lor, numai că la România nu s-a putut. Am avut așa, de o așa natură și de o așa manieră abordarea încât tot timpul s-a spus că ne-a respins Comisia, ne-a respins Bruxelles. Da. Noi venim de multe ori și spunem ori ne-a respins Bruxelles, ori așa ne impune Bruxelles, dar niciodată nu arătăm ceea ce am făcut noi pentru a realiza lucrul acela sau pentru a ne opune unei anumite decizii de la Bruxelles. Pentru că o spun, chiar dacă mă repet, România nu este remorca Uniunii Europene. România face parte din Uniunea Europeană și are drepturi prin tratatele de aderare și ceea ce a urmat ulterior aderării să aibă o poziție, să fie auzită, să fie înțeleasă. Nu trebuie neapărat de fiecare dată să luăm ceea ce există la Bruxelles. Foarte adevărat este și faptul că o mare parte din cei trimiși la Bruxelles nu înțeleg de ce sunt acolo. Nu înțeleg că trebuie să anticipeze următoarea mișcare a unui anumit stat sau a unui anumit grup politic cu o anumită viziune și ceea ce se întâmplă în teritoriu, în țara de origine. Pentru că anticipând ceea ce se va întâmpla, ajungi să ai dialog cu cei implicați și atunci poți să prevezi și să ai o atitudine pe măsură. Domnule Ionel Arion, e un fapt acesta că noi reacționăm post factum, după ce s-a întâmplat, și încercăm cu multă muncă să cârpim ce se poate cârpi. Dumneavoastră vorbeați de nevoia de anticipare. Sigur, e foarte bine. De aceea, de exemplu, există grupuri de analiză, de aceea europarlamentarii au asistenți, consilieri, tot ce vreți dumneavoastră, există materiale informative, mai e și internetul, culmea, pe deasupra, mai sunt discuțiile informale, da, poți să te lipești de un grup de lobby și să afli. Haideți însă să vedem fermierii, cum se apără singuri. Alianța pentru Agricultură și Cooperare, din care face parte și Federația Națională ProAgro, activează în COPACOGECA, acea mare organizație a fermierilor și cooperativelor din Europa. Știu luările de poziție, știu bătăliile pe care le poartă și partea română prin COPACOGECA cu noi reglementări, unele poate absurde. Haideți să vorbim ultimele 4 minute, că atât a mai rămas din emisiune, despre această colaborare. Există direcții de acțiune pe care le aveți în vedere în viitor? Ce mai face COPACOGECA? Ce face ProAgro cu alianța la COPACOGECA? Numai departe de azi dimineață, în discuția cu colegii mei pe zootehnie, am ales să comunicăm inclusiv prin COPACOGECA
toate aceste neajunsuri ale noastre și vom încerca să facem demersurile începând de mâine dimineață, vom trimite documente de poziție. Avem, desigur, subiectele europene, dar avem și ceea ce se întâmplă la nivel național și încercăm să corectăm cât putem de mult pe toate căile pe care le avem la îndemână. Tot în această dimineață, doi colegi de-ai noștri care se aflau deja la Bruxelles pe alte subiecte au fost informați și așteaptă să depună documentele și să meargă să le lea. Pe orice acea discuție care orice discuție pe care am avut-o pe PAC, colegii noștri au avut puncte de vedere și au trimis materiale și au susținut atunci când au participat fie fizic la Bruxelles, fie online prin discuția cu COPACOGECA, cât și cu Comisia Europeană. Este o întreagă luptă acolo. Pentru că la nivel de COPACOGECA și colegii noștri de la COPA trebuie să armonizeze anumite decizii, anumite aspecte între țările membre, între membrii COPACOGECA. Dar să știți că de cele mai multe ori a existat consens și atunci când argumentez foarte bine o poziție, colegii tăi fermierii care sunt acolo prezenți din toate statele membre ale Uniunii Europene ajung să îți înțeleagă poziția și sfârșim prin a susține acel document de poziție sau acea luare de poziție cu toții. De aceea este puternică COPACOGECA, pentru că a ajuns să influențeze atât de mult decizia europeană și să vină în sprijinul fermierilor, încât aproape că nicio bătălie nu este pierdută alături de COPACOGECA. Chiar dacă se pierde o bătălie, nu se pierde un război cu siguranță. Dar revin și spun că nu ajunge doar acest lucru, pentru că trebuie, COPACOGECA nu are o influență atât de mare și la nivel național. La nivel național suntem noi, însă decidenții publici de cele mai multe ori se contrazic cu noi și ajung de multe ori la comisie și la comisie sunt corectați, dar se pierd acești pași prin faptul că de prima dată nu înțelegem că trebuie să facem lucrurile corect. Asta e un lucru rău, pentru că expertiza pe care o aduc asociațiile profesionale ale fermierilor e cea care ar trebui să primeze dincolo de orgolii. Da, la noi e mai mare căciula decât capul care îl acoperă. Domnule Ionel Arion, ultimul minut, vă rog, nu sunt de la fisc, nu mă interesează veniturile dumneavoastră, să dea cel de sus să fie cât mai mari, pentru că fermierii sunt pol de bunăstare în comunitățile în care locuiesc și își desfășoară afacerea. Ultimul minut. De ce nu se lasă Ionel Arion de agricultură? Nu puneți această întrebare de două ori. Cu siguranță avem și beneficii de pe urma investițiilor pe care le facem în agricultură. Dacă ne referim strict la Ionel Arion, se ocupă de agricultură din 1999. Am făcut agricultură și atunci când nu existau subvenții. Am făcut agricultură dând faliment de două ori și am luat-o de la zero, pentru că am ales să mă ocup de un anumit domeniu într-un moment care nu era chiar prielnic. Am început cu zootehnie și din zootehnie am dat faliment odată. Apoi din agricultură, cultură mare, am dat faliment a doua oară, dar am început de la zero de fiecare dată. Și suntem azi mulțumiți de ceea ce obținem din munca noastră, însă din ce în ce facem eforturi mai mari ca să rezistăm presiunilor. Și la un moment dat acestea se acumulează și parcă nu-ți mai este atât de drag domeniu. Dar vom continua. Să știți că fermierii sunt optimiști și de fiecare dată când spun că le-a ajuns cuțitul la os, au puterea să treacă mai departe și să meargă înainte. Mulțumesc pentru sinceritatea răspunsului. Nu vă mai întreb cea două oară ca să nu stârnesc eu o decizie. Aici punem punct emisiunii. Ionel Arion, domnul Ionel Arion, președintele Federației Naționale ProAgro, ne-a fost invitat și partener de discuție. Vă mulțumesc, domnule Arion. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat la Agricultura, o șansă pentru România. Pe mâine!